ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat alături de mine, pe domnul Dan Cristian Popescu. Este candidatul Partidului Național Liberal la primăria sectorului 2. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi și că ați acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc și cu mare drag și altă dată dacă mă mai invitați. Începem discuția de astăzi cu pericolul acesta care practic se răspândește tot mai mult, vedem în lume chiar, coronavirusul. Deocamdată sunt 17 cazuri confirmate în România. Să ne așteptăm ca acest număr să crească în perioada următoare? E posibil să ajungem în situația Italiei, așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile la momentul acesta? Cu siguranță numărul de cazuri va crește. E aproape imposibil să nu crească. Deci e posibil să ajungem la o epidemie și în România? Da. 17 cazuri, nu putem să vorbim despre o epidemie. Poate nici la 100 de cazuri. Partea bună este legată de statistică, de numărul de cazuri, de mortalitatea totuși redusă a acestei boli. Mortalitatea este general asociată cu alte boli, cu boli mortale, alte afecțiuni, cu afecțiuni grave și cu o imunitate foarte scăzută. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm chiar atât de mult. Partea proastă este că este o boală nouă și nu avem încă date destule pentru a fi liniștiți atunci când ne confruntăm cu ea. Există, din păcate, multă panică și văd asta și panica, la nivelul internetului, este, că se răspândesc tot felul de informații. Panica este dată de noutatea bolii și de lipsa unor date privind tratamentul, privind răspunsul virusului la diverse... Dacă revine, au fost și cazuri în care virusul a revenit, boala a revenit după ce aparent trecuse. Deci din perspectiva asta suntem într-un teritoriu necartografiat și de aici vine panica. M-a spus, dacă e să comparăm mortalitatea acestui virus, 4.000 de persoane la nivel global, e probabil mai mică decât orice altă boală. Adică în aceeași perioadă de timp au murit mai multe persoane, nu știu, din cauze mult mai, din boli mult mai... Da, noi ne confruntăm pe de-o parte și cu virusul gripal, care face din cauza virusului gripal au murit mult mai multe persoane, nu știu, din cauza unor afecțiuni mult mai puțin periculoase, la prima vedere au murit mai multe persoane în aceeași perioadă de timp. Deci nu ar trebui să ne alarmăm chiar atât de mult, dar eu sunt de opinie că trebuie să vedem tot timpul partea bună în fiecare provocare. Și care este partea bună aici? Sunt mai multe lucruri bune. În primul rând, este un foarte bun antrenament pentru o situație de criză, poate apărea un virus cu o mortalitate mult mai mare. Deci omenirea trece și România trece printr-o perioadă de antrenament. Deci trebuie să folosim această criză, care, sigur, nu este doar o criză aparentă, există virusul, dar e un bun antrenament pentru o situație care ar putea fi mult mai gravă vreodată. Da, suntem pregătiți. Suntem puși prima dată în faza acestui fapt, să ne protejăm, să nu mai ieșim din casă, să nu intrăm în discuții cu multe persoane de unde am putea lua această boală. Iar un alt avantaj este că poate introducem în mintea oamenilor anumite aspecte legate de igienă. Pentru responsabilități sanitare. Spălarea pe mâini, dezinfectarea, prevenția, autoprotecția. Trebuie să începem să ne dăm seama, unii dintre noi, că totuși e prima sarcină în a ne proteja este a noastră. Nu trebuie să ne protejeze nici guvernul, nici primăria, nici mama, nici tata. Noi singuri trebuie să învățăm să ne protejăm și să nu stăm foarte aproape de persoane care tușesc, de exemplu. Că putem lua nu neapărat coronavirus, dar putem lua și o răceală, și o gripă, e o problemă. Dar cât de pregătiți suntem să facem față acestei situații? Pentru că, uite, spre exemplu, mă întrebam dacă în Italia, da, unde este un sistem sanitar destul de dezvoltat, situația pare a fi scăpată de sub control, ce se întâmplă la noi? V-am zis, niciun sistem sanitar din lume nu poate face față unui număr brusc, de un număr mare și neașteptat de îmbolnăviri. Deci dacă se îmbolnăvesc
știu, milioane de oameni, sigur, nicio țară nu are aceste capacități logistice, să are paturile necesare, nu are numărul de doctor, numărul de asistente, nu are materiale. Deci, noutatea și partea intrigantă și necunoscută a bolii este gradul rapid de răspândire, modul foarte ușor prin care se răspândește. Nu neapărat mortalitatea, așa cum am spus. Deci, frica guvernelor este legată de apariția unui număr foarte mare de îmbolnăviți peste noapte și incapacitatea sistemului medical de a-i trata. Nu neapărat că apare un grad de mortalitate mare, dar trebuie să-i tratezi, nu poți să-i pui jumătate, stați în spital, jumătate în stradă. Avem nici locuri foarte multe, din ce am înțeles. Nu există locuri, nu știu, fiecare țară are un număr, fiecare țară are un număr limitat de paturi, nu ai cum să te pregătești pentru o astfel de criză, o astfel de boală care poate genera, v-am spus, un număr mare de îmbolnăviri. Să înțeleg, România, la momentul acesta, este pregătită să facă față? La momentul acesta, da, la 17 cazuri, bineînțeles, avem 17 paturi unde. Dacă mâine avem 40? Și la 40, probabil și la 1000. Dacă ar fi, probabil, 100.000, doar atunci am fi poate depășiți. Fi o, România are 111.000 de paturi. Toate din păcate, momentan nu avem nici guvern. Nu avem un guvern, cei drept, interimar, însă e bine de știut că nu poate da ordonanțe de urgență. Deci, în asemenea situație, am avea nevoie de un guvern stabil și de stabilitate așa politică. Așa este. Dar să nu uităm că avem joi un vot pe ceea ce înseamnă învestirea guvernului Cîțu. Ce vor face liberalii la acest vot? Partidul Național Liberal va încerca să obțină o majoritate pentru pentru învestirea guvernului. Da. Nu cred că este. Deci să înțeleg că Partidul Național Liberal va vota pentru. Noi sperăm că dacă toți parlamentarii PNL să voteze pentru la vedere acestui guvern. Nu știu dacă la vedere sau nu, dar votul cu bile nu e atât de secret, adică nu prea poți să ascunzi. Dar asta ar însemna implicit renunțarea la ceea ce înseamnă alegeri anticipate, pentru că dacă se trecerea guvernului, dacă parlamentarii PNL votează pentru, nu neapărat se și investește guvernul. Deci, dar dacă este o majoritate care ar vota pentru, ar fi un guvern votat în Parlament. Deci, PNL a luat în calcul vreun scenariu? Orice partid serios, după. Partidul Național Liberal este principalul partid din România, ia în vedere și analizează toate scenariile. Deci nu poți să spui merg pe un scenariu și dacă n-a ieșit acel scenariu. Știți de ce vă întreb? Că, uite, spre exemplu, mă uitam astăzi la declarația lui Victor Ponta. Victor Ponta, președintele Pro-România, pe lângă faptul că a spus că parlamentarii Pro-România vor susține învestirea guvernului Cîțu, sunt de la PSD care ar vota foarte mulți, din spusele dânsului, care ar vota, ceea ce înseamnă că alături de PNL și poate și celelalte partide, ar trece guvernul. Este posibil ca această criză mondială și discuțiile care, și noi am început interviu tot despre, discutând despre coronavirus, să lase la o parte anumite patini politice și mai multe partide sau mai mulți parlamentari să prefere stabilitatea versus lupta politică. Deci este posibil și este un scenariu într-adevăr și acesta că va fi o majoritate care să voteze guvernul. De fapt, a fost o majoritate și la primul guvern Ludovic Orban. Deci Partidul Național Liberal a putut strânge o majoritate. Deci este posibil să avem un guvern stabil începând de joi? Da. Și până atunci trebuie să înțeleagă cetățenii că și guvernul actual guvernează și o face foarte bine. Cu puteri limitate, ce-i drept. Da, nu poate da ordonanță de urgență, dar în asta are toate prerogativele unui guvern. Sunt miniștri pe posturile lor, s-au luat măsuri, zic eu, corecte față de nevoile statului, de nevoile țării. Ordonanța de urgență nu e neapărat un instrument de care ai nevoie în fiecare zi. Și dacă, deci chiar dacă guvernul este interimar, trebuie să știe românii că există pârghii constituționale ca să se poată lua orice măsură de care ar fi nevoie dacă, Doamne ferește, criza se agravează. Adică nu să stăm să ne uităm unii la alții, spunem nu poate da guvernul. Se poate da hotărâre de guvern. Sunt
Deci în pârghii pentru a să luau... văzut că s-au luat anumite decizii sunt comitete de urgență, sunt pârghii ale statului care pot fi apăsate și se poate lupta cu orice provocare ar apărea. Dar este folosită această criză, da, sanitară la nivel politic de către partide, decidenți politici? Pentru că am văzut tot felul de declarații zilele acestea, poate unele mai responsabile, altele mai irresponsabile. E o tendință. E folosită tema coronavirus în România pe plan politic? Politicienii folosesc orice temă și pentru că cu tot o temă este mai importantă, este mai urmărită de public, atunci tendința naturală este să te legi de o astfel de temă. Ideea este, și apelul, dacă vreți, pe care îl fac, este să nu încercăm să folosim tema exclusiv politicianist. Adică, normal, un apel la igienă este util făcut de către un politician, că e primar. Sau poate și la calm. Că... Și la calm, și la... autoprotecție, așa cum am spus, adică, dar să începi să ataci un oponent politic, să-i pui în cârcă, nu știu, răspândirea coronavirusului, ar putea fi privit politicianist. Adică, e un gest irresponsabil? Incorrect, în primul rând. Acum, depinde cât de credibil este politicianul respectiv, cât de crezut este de cei care îl ascultă. Dar, din ce am văzut până acum, n-a fost extensiv folosit coronavirusul ca armă politică. Vă prezentam la începutul interviului drept candidatul Partidului Național Liberal la primăria sectorului 2, acolo unde avem, aș spune eu, cel mai puțin vizibil primar în funcție. Este bine să fii un primar retras, cum este domnul Murtoade? Cum a fost? Când nu este... nu știu, situație evidentă în care trebuie să semnalez anumite lucruri. În general vorbesc despre mine, mai puțin despre oponenții politici. Deci e alegerea dânsului să comunice mai puțin. Dumneavoastră ați fi un primar retras? Nu, eu aș fi un primar, voi fi un primar care comunică cu cetățenii. De fapt asta fac și din poziția de viceprimar. În fiecare zi am întâlniri cu mulți cetățeni din sectorul 2. Fie la birou, fie pe teren, fie atunci când verific anumite lucrări pe care le face primăria. Chiar dacă am avut pârghii limitate, chiar dacă nu am putut conduce primăria cum o poate conduce un primar, pentru că viceprimarii n-au atât de multe pârghii, am putut prin anumite proiecte din Consiliul Local să schimb câte ceva, nu pe cât mi-aș fi dorit, dar am putut să schimb câte ceva din activitatea primăriei în bine, spun eu, și nu numai eu, spun și mulți cetățeni din sectorul 2. Dacă mâine ajungeți primar al sectorului 2, care ar fi prima măsură pe care ați impune-o? Prima măsură ar fi legată de o activitate de curățenie mult mai bună în sectorul 2. Astăzi nu sunt mulțumit de modul în care se face curățenia. E o serie de factori care contribuie la acest lucru, dar pot să vă asigur că din prima zi în care voi fi primar se va vedea pe stradă că va fi mult mai curat. Deci, prima dată curățenie. Da. E a doua măsură? Se poate face foarte, foarte rapid. A doua măsură, sigur, nu sunt atât de multe lucruri pe care le poți face peste noapte. Una dintre ele este modul în care se face curățenie. Am început un program destul de ambițios care va duce la modernizarea tuturor unităților de învățământ până în 2022. Deja am modernizat 15 dintre ele în sectorul 2. Din câte? Din 83. Și am făcut clase în toate unitățile școlare. Modernizarea este completă, deci se modernizează școlile de la structură, se merge pe materiale de bună calitate, materiale care să protejeze copiii care învață acolo. De exemplu, nu mai sunt situații în care se generează praf în clase, deci nu mai există parchet. Sub parchet am găsit foarte multe bacterii, praf, care se ridica tot timpul și era respirat de copiii noștri.
deci pe jos sunt rășini turnate, sunt sisteme noi, moderne, preluate din clădiri, de la clădirile moderne din lume, și pot să spun fără niciun fel de exagerare că școlile pe care le-am modernizat se pot compara cu orice școală din lume. Deci, de la dotările tehnice, avem table de sticlă pe care scriu cu markerul și table inteligente, imprimate 3D. Deci, totul este făcut pentru un mediu bun pentru a învăța. Am avut delegații din Germania, de exemplu, și mi-au spus, domnule, noi avem așa ceva doar la școlile private. Cum facem cu parcările? Vă spuneam la începutul discuției, pentru că știu situația, stau în sectorul 2 și nu avem locuri de parcare. Cum parcările facem? Trebuie tratate într-un mod nepopulist. Eu sunt matematician și vă spun fără doar și poate că niciodată atunci când încerci să bagi 3.000 de mașini într-o mie de locuri de parcare, nu o să intre. Deci este imposibil. Noi asta încercăm să facem în București. Vrem să băgăm de 3-4 ori mai multe mașini decât e cazul. Pentru că ne cumva rușine, ca politicieni, vorbesc ca clasă politică, evităm să spunem adevărul. Adevărul este că nu pot intra atât multe mașini. Nici pe în numărul de locuri de parcare, nici pe infrastructura, în infrastructura pe care o are București. Orașul nu este făcut pentru a acomoda atât de multe mașini. Soluția la care au recurs toate orașele din lume, din lumea civilizată, este plata parcării. Deci, noi trebuie să asociem un cost folosirii mașinii. Azi avem în București, dacă vreți, în sectorul 2, avem aproximativ 10.000 de mașini părăsite care stau pe stradă. E un abuz care se face, apropo de gratuitatea quasi totală a parcării în București. Și avem, cred că, 10.000 de mașini care sunt foarte puțin folosite. Pentru că oamenii spun că e gratis, pot să o las și eu acolo și mai merg o dată pe an la țară sau undeva. Și au alte mașini, nu mai merg deloc, sunt iarăși rulote, mașini comerciale, parcate peste tot și pe trotoare și în parcările publice. Da, practic sunt ocupate locuri, da, efectiv, degeaba. Degeaba. Asta pentru că este gratis. Și chiar am vorbit cu cetățenii, mi-am spus că este gratis, l-am pus și eu 3 mașini aici și merg cu una din când în când, una nu mai merge, o să o repar eu la anul, dar au trecut vreo 4 de când trebuia să o repar. Sunt tot felul de cazuri generate de acest populism. Eu cred că în sectorul 2, cel puțin, ce o să depinde de mine, nu trebuie să mai existe decât trei posibilități. Locuri de parcare pentru riverani, cu o taxă anuală, lunară sau anuală, dar mult mai mare decât cea de azi, care este 59 de lei sau 70 de lei pe an, care este o sumă care nu acoperă nici măcar cheltuielile, e o sumă anacronică. Da. Deci n-ai cum să parchezi într-o capitală europeană cu un euro pe lună, nici în Africa nu e atât, adică nu există țări unde există parcare la un euro pe lună. Trebuie să înțelegem mai scump e gunoiul, aparent, în sectorul 2. Nu, e mai ieftin, că gunoiul este 99 de bani pe an. Dar suma este prea mică și face tentantă folosirea unei mașini, adică parcarea unei mașini care nu este folosită. Deci trebuie să fie locuri pentru riverani cu o sumă anuală și locuri pentru vizitatori cu o plată orară. Deci cei care vin în vizită vin un număr de ore și trebuie să plece de acolo sau dacă să plătească cu ora, adică să fie descurajant să o lase acolo. Și a treia categorie de locuri unde nu poți parca și de unde ți se ridică mașina. Sau ești amendat în așa fel încât să nu mai parchezi a doua oră. Ca în țările, am mers cu toții. Când se putea merge, acum nu mai putem să mergem. N-aveți în plan și să construiți alte locuri de parcare? Ba da, am în plan și chiar acum am pornit, de cred că peste un an, 5 parcări supraetajate. Suntem în stadiu de obținere a vizelor pentru a le putea construi, pentru că și noi trebuie să obținem autorizația de construire pentru lucrările de câte utilitare. Locuri de parcare vorbim? O să fie 1500 de locuri. Locurile de parcare din parcările supraetajate sau subterane nu pot fi o soluție completă a lipsii locurilor de parcare, pentru că ar trebui să facem niște 10.000 de locuri, poate spre 100.000 de locuri în sectorul 2, ceea ce este aproape imposibil, pentru că nu ai acest loc. Și aceste 5 locuri unde putem construi le-am găsit foarte greu, pentru că în pofida faptului că
cetățenii spun că vor parcări supraetajate, atunci când mergi la blocul respectiv și spui, uite, aici aveți 20 de locuri și vreau să facem o parcare cu 4 nipeluri, unde să parcheze 80 de mașini, ei spun că nu sunt de acord. Zic, noi vrem parcare, dar nu pe locurile noastre. Noi aici parcăm foarte bine la sol, parcați, căutați locul în altă parte. Și următorul bloc spune la fel, că da, și noi vrem, dar nu la noi. V-ați izbit de această problemă? Da, pe am sute de refuzuri pentru a nu face locuri de parcare. Nu mai zic că în anumite locuri, cum am și cele 5 unde vrem să le facem, anumite avize vin negative de la anumite rețele. Sunt țevi pe sub, sunt tot felul de locuri. Plus, cetățenii din blocurile de lângă reclamă că o să le luăm lumina. Adică apar niște construcții. Când faci un P plus 4 lângă un bloc, cei de până la etajul 3-4 vor fi deranjați de acest. Adică, oricum, sunt obișnuit că există tot timpul, la orice face primăria, pro și contra. Adică, chiar dacă cineva își cere să toaletezi un arbore sau să-l defrișezi, și chiar dacă faci acest lucru doar după ce iei avizul de la mediu, când o faci, vin alți vecini și spun că e o crimă, că tai copacul sau tai creanga. Sunt și tot felul de mituri urbane. Unii oameni cred că cei de la ADP urăsc copaci și vin să-i taie, că, nu știu, vând lemnul. Tot timpul, tot ce se taie sau tot ce se toaletează este în baza unui aviz de mediu. Nici nu putem face altfel, ar fi o infracțiune penală. Când ar urma să fie gata această parcare? Încă nu am obținut toate avizele. Deci încă sunteți la faza de obținere a avizelor. Da, sunt foarte multe avize, foarte multe rețele. Vă dau un exemplu, am reușit să fac o străpungere pe șoseaua electronicii spre Ziduri Moș, unde e un mall și piața Obor. S-a stat 4 ani pentru obținerea avizului de la CFR. Incredibil. Pentru traversarea unei căi ferate nefolosite de 50 de ani. De ce? Și dacă nu ajungeam până la ministru atunci, nu se obținea avizul. Aviz care a constat în 4 avize. Deci când m-am dus la minister, m-au trimis la CFR, ne-au dat un aviz CFR-ul, după aia pe bază lui s-a emis un alt aviz la minister, după aia s-a întors la CFR alt aviz și ne-a întors înapoi la minister și altă. Deci e o birocrație. Deci birocrația încă ne omoară. Era o cale ferată nefolosită, repet. Au venit cei de la CFR și spuneau, nu domnule, până acum 2 ani s-a folosit. Și erau copaci crescuți pe ea. Și noi doar nu o distrugem, doar punem asfalt ca să poată să poți bypassa Colentina, să nu mai ajungi până Colentina când vii pe Ziduri Moș, către bike-ului. Și acum e foarte folosită această trecere, dar v-am spus, dacă nu mă implicam personal să ajung la ministru și să... pare absurd, pentru că nu era un demers personal, dar a trebuit să fac acest lucru. Și probabil că și la aceste avize pentru parcări, și la multe am sunat personal ca să se deblocheze anumite avize, unele încă vin negativ. Deci mai durează. Mai durează, v-am spus. Soluția pentru parcare e dată de costul asociat folosirii mașinii în București. Mai am o altă soluție pe care deja am început să o introduc și sper să o introduc în tot sectorul, anume sensuri unice pe toate străzile secundare, care o dată fluidizează traficul și îți permite parcarea pe ambele laturi ale străzii, astfel încât să nu ocupi trotuarele, pentru că și traficul este și pietonal și rutier, nu poți să faci trafic doar pentru mașini, trebuie să faci și pentru pieton, pentru că de fapt vrem să încurajăm traficul pietonal. E un alt mod prin care scade traficul auto. Ce alte proiecte aveți în plan pentru sectorul 2? Sunt foarte multe proiecte pe care le am. V-am spus, multe sunt începute în faza de birocrație, care este foarte complicată. Mi-am dat seama lucrând la primărie, pentru că din afară anumite lucruri par simple, dar ajungând acolo vezi oameni care lucrează de ani de zile și sunt profesioniști și ne-ați spune de ce nu se poate sau de ce trebuie amânat. Deci, asta este, sunt specializați, cu legi, cu tot, îți explică de ce nu poți să faci nimic. Și modul în care văd eu administrația este să găsești soluția pentru a face ceva, nu să găsești motivul pentru care să nu faci, ca o paranteză. Am un proiect legat de modernizarea stadionului Dinamo, trecerea stadionului sau a parcului sportiv la primăria sectorului 2 pentru a-l putea moderniza și avea o bază sportivă pentru cetățenii sectorului 2, pentru copiii din sector și pentru echipele de fotbal sau
concerte sau ce se poate face acolo. Am proiecte legate de zona Pipera, foarte multe, care este zona cea mai aglomerată și zona care aduce cele mai multe beneficii financiare sectorului. Acolo e un protocol pe care l-am început cu cei de la Metrorex pentru a lua stația de metrou Pipera și a moderniza-o pentru a oferi condiții civilizate celor 60-70 de mii de cetățeni care tranzează zilnic stația și cei care lucrează acolo. Nu sunt toți totdeauna foarte aglomerată. E a doua din București ca număr de pasageri. Nu sunt toți din sectorul 2, dar nu asta contează neapărat. Cred că infrastructura publică trebuie să fie la nivelul infrastructurii private din zonă. Acolo sunt foarte multe investiții, sunt locuri de nu știu, sute de milioane, miliarde de euro investiți și e o zonă atractivă pentru marile companii, nu numai române și europene și americane, mă rog. Deci, modernizarea stației este un proiect pentru mine, zone vitrate, zone de acces mult mai generoase, tuneluri care să ducă în clădirile apropiate, așa cum am văzut și noi în alte țări, pentru a face mult mai ușoară folosirea stației. După aceea, e un proiect foarte mare pe partea dreaptă a șoselei Petricani, șoseaua care duce și către Voluntari și în stânga are zona Pipera. Acolo vrem să facem un parc foarte mare și o parcare unde se descarcă autostrada. E un teren al Primăriei Capitalei, nefolosit, sunt niște clădiri nefolosite și un teren al Ministerului Agriculturii. Un parc, deci vreți să-l transformați în parcare? Un parcare supraetajată și un parc de 20 de hectare, care ar fi un parc nou în București și un parc necesar pentru acea zonă, pentru că e o zonă aglomerată și cred că este nevoie și de un parc. Mă gândesc la un parc cu funcțiuni mixte, un parc unde se pot organiza și anumite evenimente majore, gen festival de muzică, sau e un loc unde nu deranjezi pe foarte multă lume, pentru că lângă ai avea clădiri de birouri și seara n-ar fi un deranj foarte, foarte mare. Și la fel, zona Pipera, vreau în această stație de metrou nouă, care va fi un landmark al zonei, să o convertim seara într-o zonă de distracție, pentru că seara, iarăși, nu deranjez pe nimeni, sunt foarte multe spații comerciale care se închid astăzi, foarte multe parcări care sunt nefolosite și am putea atrage lumea acolo, ai și metrou, pentru a petrece o seară, nu știu, la o terasă sau la un restaurant sau o să pui și muzică, că nu crezi disconfort pentru cetățeni. Din păcate va trebui să încheiem acest interviu, dar n-aș vrea să le închei totuși prin a vă întreba dacă vă temeți de contracandidați. Nu, am văzut că domnul Munțeanu, practic așa se aude, că a candidat pentru un nou mandat. Nu, n-am nicio problemă cu contracandidații. Deci sunteți pregătit? Poate să candideze oricât candidați. Eu cred că e chiar bine să fie mai mulți contracandidați, pentru că oamenii trebuie să aleagă dintre proiectele fiecăruia. Am căutat să mă concentrez pe propunerile pe care le-am pentru sectorul 2, pe lucrurile pe care le-am făcut, le-am început sau le voi face în sectorul 2 ca primar în viitor. Deci nu vă temeți de niciun contracandidat. Că toate partidele au o problemă cu mine, toți contracandidații au singura preocupare să spună lucruri despre mine, dar nu cred că e cazul să le răspund, pentru că demersul meu nu este legat de ei și este legat de locuitorii sectorului 2 și de lucrurile pe care le pot face bune în sectorul 2. Domnule Popescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag alături de noi.